Da, să închiriez o bicicletă, da. Mă întâlnesc cu sora mea care are bicicletă, eu n-am bicicletă, închiriez o bicicletă și mergem să ne plimbăm. Cum se pare această idee, ca să se închirieze biciclete pentru costă? Foarte bună, foarte bună. Mișcare? Da, sigur, mișcare este excelent. Uitați că mai sunt și alți participanți cu biciclete, sunt o grămadă. E foarte bună inițiativa asta. Tu ești cu rolele, o să ții pasul cu mama ta? Da. Ai experiență, să înțeleg. Da, mă plimb pe role de câțiva ani. Ești cu bicicleta? Nu prea știu, nu știu să merg cu bicicleta. Da. Alternativă de a-și petrece timpul liber pentru constanțeni. Odată cu creșterea temperaturilor, centrul Ivelo s-a deschis în acest weekend pentru cei care doresc să se plimbe cu bicicleta. Toată vara o să fie deschis, am deschis ieri, era fost prima zi și acum așteptăm lumea ca să vină, să închirieze, să... Care e programul de funcționare? Între ce ore? De luni până joi de la 10, de la 11 la ora 8 și de vineri până duminică de la 10 la 8. Cei care doresc să-și închirieze o bicicletă trebuie să se prezinte cu un act de identitate la ghișeu, iar prețul pentru o oră este de 5 lei și 15 lei pentru întreaga zi, constanțenii având posibilitatea să se deplaseze în orice zonă a orașului.